Am vorbit video trecut de 5 puncte importante care formează structura pe care construiești tot ce îți propui să creezi în viața ta, inclusiv viața pe care o ai. Acum vin și îți spun că te autosabotezi în atingerea obiectivelor din viața ta datorită acestor 3 subiecte. Teama de eșec, perfecționismul și lipsa de încredere în sine. Frica de a nu reuși te paralizează poate în anumite arii ale vieții tale și aici este esențial să te focusezi pe progresul treptat, nu pe faptul că te mai împiedici. Împiedicarea este doar procesul tău de învățare și adaptare ca să-ți atingi acele obiective. Când accepti acest proces de învățare ca fiind normal, atunci procrastinezi mai puțin, pentru că nu mai ai nevoie să te aperi și reduci presiunea de a face toate perfect. Încrederea scăzută în propriile abilități te poate face să renunți înainte de a începe. Aici ai nevoie să lucrezi cu tine ca să înveți, să-ți recunoști și să-ți celebrezi orice reușită cât de mică, să le scoți pe un carnețel, să le notezi, să le ții socoteala pentru a vedea mai ușor progres. Scrie-mi în privat dacă nu reușești să faci aceste lucruri singur. Sunt Elena Paula Știupei și te susțin să-ți redescoperi bucuria de a trăi.